Fondul de investiții în energie Kazakh Român și Rompetrol Downstream, divizia de retail a grupului KMG Internațional în România, au deschis primele 4 centre de servicii integrate de pe autostrada A1, tronsonul Nădlac-Sibiu, în apropierea orașelor Pecica și Orăștie. Cele 4 stații inaugurate fac parte dintr-un pachet de 12 centre de servicii pe care fondul le va deschide pe A1 cu o investiție totală estimată la peste 40 de milioane de dolari. Pentru reducerea consumului de energie, compania analizează posibilitatea montării de panouri fotovoltaice cu randament ridicat. O altă premieră pentru benzinările situate pe autostrăzile din România este reprezentată de parteneriatul încheiat între Rompetrol și KFC. Astfel, restaurantele KFC vor avea spații distincte și se vor regăsi în 3 locații din cele 12 benzinării Rompetrol de pe autostrada A1. Rompetrol Downstream este divizia de retail a grupului KMG Internațional în România. Compania operează la nivel național și 6 depozite de carburanți, circa 280 de stații de încărcare auto cu gaz petrolier lichefiat GPL și peste 7.000 de puncte de distribuție butelii GPL Rompetrol Casnic.